Și acum și a patra parte. Deci, după ce când a avut crize de nervi, prietenul sau colegul de muncă, cel mai bun, a făcut ceva de genul: când să mă căsătoresc cu el? El a plecat și s-a căsătorit. De fapt, a făcut pe invers. Păi, dar ce? O să te mai bun. După care vrea să despartă, pentru că surpriza e cea mai bună de o viață care vine. Câteodată v-am spus, surprizele pot fi plăcute sau neplăcute. Așa că actualul prieten, sau fost prieten, sau cum vroia să-i spuneți, în care stătea de mult un concubinaj și toate cele, află această poveste interesantă. Numai că el auzise de faza aceea între ei, ea și prietenul și colegul de muncă cel mai bun sau ceva de genul, exista o oarecare afinitate. Doamna, ajuns acum din domnișoară, începe să plece de acasă, de unde stătea în chirie. Și nu mai vine acasă noaptea. O noapte, două nopți. Începe proprietarul sau prietenul sau toate cele. Unde te duci tu, fată? Vine peste celălalt în casă. Sigur e aici. Mă, dar sigur, sigur, sigur e aici. Sigur e. E? Uite că nu e. Nici la cel care îi era concubin nu vine. Nici la colegul cel mai bun nu vine. O noapte s-o duce la soțul cu 8 clase care ea îl face boier. Că na, ea are nu știu câte clase peste el. Când începe să-și dea seama și să-și dea palme ce a făcut, că și-a pus acel inel pe deget, prietenii o răspopesc. Începe să-l scoată. Prietenii încep, pardon. Așa. Mai stai un pic. Și mai stai un pic. Să duce la celălalt prieten care îl consideră ea că-i prieten. Toți ceilalți își fac cruce, că ce a putut să gândească și să facă acea domnișoară ca să ajungă doamnă.